Familie, nu mai au casă sau pur și simplu rudele i-au abandonat. Au rămas să le poarte de grijă autoritățile locale. Vorbim de zeci de bunici care în pragul senectuții au aflat că cea mai grea boală e singurătatea. O parte din ei au găsit adăpost, asistență medicală și oameni care să le facă zilele senine la Centrul Sociomedical Băcești. Înființat în 2006 cu sprijinul Consiliului Județean, centrul are o capacitate de 100 de paturi. Tot cu sprijinul Consiliului Județean și cu fonduri europene, s-a ridicat o clădire modernă, dotată cu tot ce e necesar unui centru care se respectă. Proiectul ăsta costă 1 milion de euro, plus cofinanțarea de 2% din partea Consiliului Județean. Sigur că orice proiect, finanțare europeană, Consiliul Județean a depus un efort financiar important, pentru că ei trebuie să asigure în primul rând fondurile, apoi sunt rambursate progresiv în funcție de cum se termină lucrările și cum se depun documentele și de calitatea documentelor care sunt depuse la Regiunea Dezvoltării Nord-Est. La începutul acestui an, corpul nou al centrului din Băcești ar fi trebuit să fie deschis oficial. Lipsa unor avize a amânat acest moment. De asemenea, lipsește și o parte din personal. În această perioadă, la 15 februarie, el trebuie să fie dat folosit. După cum vedeți, patului totul e pregătit ca să primească beneficiarii. Nu avem încă primit avizul de la Ministerul Sănătății și chiar în condițiile astea, noi am internat câțiva beneficiari. În general, personalul va fi angajat din zona Comunii Băcești și a comunilor limitrofe. Deci avem școlarizare, dacă putem spune, prin Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Vaslui, un număr suficient de personal care se ocupe postul respectiv. Vor fi angajați încă 3 medici, specialități interne, banio și medici de stat din medicină generală. Vom avea în jur de 30 de asistenți medicali. În jur de încă 14 infirmieri, pentru că aici vedeți, vin categorii de bolnavi care necesită servicii mult mai bune. În rest, condițiile din centru sunt de invidiat. O sală de socializare pentru beneficiarii care vor fi tratați în corpus. Deci ei vin, se întâlnesc, au un televizor, discută diverse. Mai bine astfel social și discute cu ei ce probleme avea, ce provocări, ce nevoi și ce necază. Câte locuri de genul acesta aveți? Aici, în nou centru, vom avea 50. Deci 50 de patru. Total vom avea 101, pentru că unii cabinete care sunt acolo, cabinete acum,
va redeveni spații de cazare și atunci, pe total, centrul va avea 100 de fiecare dormitor, spații de cazare, total cu baie, cu dușuri. Bunicii din centru au povești de viață cât să scrii un roman. Toți au ajuns aici după ce nu au mai putut face față unor afecțiuni, iar cei dragi nu le-au mai acordat sprijin. Așa s-a întâmplat și cu moșul Vasile. A stat anul trecut în spital la Vaslui. E o boală cam păcătoasă. Ceroz ridicat. 6 ore am stat, îmi scotea apă într-o zi numai acasă, nu mă vindecam. Și de când am venit aici, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine. Sunt regimul. Mi s-a dat, n-am ce spune de personal, cum se zice, jos mălăria. Acasă eram singur. Câteodată încercam să văd, nu am voce. Pentru cei mai mulți vârstnici, centrul sociomedical a devenit o a doua casă. Eu, da. Picioare de recuperare și m-am șar rol aici. Bun, la vii mă trășesc, plăcesc, citesc rugăciuni. Mai la biserică, duc Sfânta Apa, Iazma. Și eu trăiesc așa, ca preot. Și îmi băgă bine așa, suntem ca frații, ca într-o familie. Am gândit 3 ori câte 25 de mișcări din astea, ca să la stat la ești la recuperare, la neuromotori, nu să faci treaba asta. Dar dacă nu faci așa, se blochează articulația. De exemplu, am glezna, am scăpat-o și mi s-a blocat. Asta unii sunt condiții mai bune, să stă pe scaun și să pune scaunul în funcție de poziția scripetului. 2 ani, acum la 1 aprilie. Și stați tot timpul centru sau mai mergeți acasă? Păi n-am casă. Dacă în casă nu veneam. Dar cum de-a fost așa? A fost cam dură viața asta? Nu. Tot timpul a fost mai bolnăvicios așa și am rămas celibatar. Am avut garsonieră și am predat-o, n-am apucat să s-o cumpăr încă. M-am bolnăvisem și nu apucasem să... Chiar m-am simțit foarte bine, mai peste așteptare a fost. Vă spun cu toată sinceritatea, să știți. Nu mă așteptam. Prima dată când am venit, am zis că un spital oarecare, dar nu e așa. În primul rând m-a impresionat cu mâncare. Mâncare foarte bună, gustoasă. Eu învățat ca la spitale, știți cum e mâncarea, mai de cum este. Și... M-am înțeles bine cu personalul, cu oamenii, cu colegii. Condițiile. Exercițiile fizice fac parte din programul zilnic al bătrânilor. Chiar dacă vârsta și boala nu le permit prea multe, au voință. Hai puțin! Una! Două! Trei! Patru! Cinci! Bravo! Lăsăm ușurile așa, asta e bonus, nu? Bun, lăsăm brațele ușor relaxate. Da, bravo! Noi ticnim 30 secunde, sutrăm un pic brațele. Scamușoare! Dar oasele bătrâne! Și nu mai țin ele la... Că de aici eu le-aș aduna așa grămadă de tată, acum vreo 2 ani în urmă.
n-aveam ce face. Sacul de 60 de kilograme de făină, de greu, luam de jos și îl puneam pe umăr și mă duceam. Acum nu știu în ce poziție să mai stau pe pat. Mă doare mijlocul așa. Și nu știe nimic. Pentru ca bătrânii să treacă mai ușor peste boală și peste dorul de casă, directorul instituției le pregătește frecvent surprize. Le pregătim și un act de aveniment, unii să meargă să zichel, care se pricea la pescuit. Care se pricep, eu știu, la alte activități, să treacă acolo. Avem și un părculeț, dacă nu vrei. Unde avem bănci, avem alei, avem unde locuri să plebi. Așa, avem fizioterapie, avem kinetoterapie, avem, v-am văzut acolo, nu știu. Acum vom angaja de rândul personalului și cineva care se ocupe cu activitatea culturală. Deci ce înseamnă? Să știi să facă o formație, să-i pună valoare, să facă o formație de, eu știu, de dans, să avem cineva de rândul de cerul, care cântă foarte frumos la... La pian. Pian. Pe lângă tratament și cazare, bătrânii au parte și de un regim alimentar corespunzător. Astăzi am găsit un dos de casole și un care de păstăi. Și o supliment avem aluat cu mine. Și acum pe seara ca tot natur cu mulțime și cu ochi. Așa că pentru un bătrân cu regim și cu... Trebuie să avem grijă de ei, cu... Să stai la Centrul sociomedical de la Băcești este văzut de mulți ca un mic rai al bătrânilor, în care persoanele singure și bolnave își găsesc liniștea.